găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să urmărim împreună știrile din sport. După dubla cu naționala Serbiei, pentru multe handbaliste din echipa României urmează două examene de foc. Semifinala Ligii Campionilor, dar și turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Londra vor însemna finalul unei generații care a adus rezultate notabile pentru handbalul românesc. Va urma un schimb de generații necesar, care sperăm să fie și benefic pentru naționala României. Se apropie un joc poate esențial pentru handbalul feminin românesc, semifinala de Liga Campionilor dintre Olchim și echipa Anetei Gheorbiț. Moment crucial pentru handbalul românesc, ca și turneul de calificare de la Lyon pentru Jocurile Olimpice de la Londra. Va urma un schimb de generații, întrebarea fiind dacă ceea ce vine din urmă poate ține sus steagul handbalului românesc. Comparația este simplă. Ați vorbit de generația lui Narcisa, care a fost campioană mondială de tineret și așa mai departe, știți? Iar generația acum nu se mai califică la niciun campionat mondial sau alte. Deci sunt lucruri total diferite. De-aia nu e vorba. O echipă este puternică când vine o generație. Dacă vine câte o floricică, nu poate să se exprime într-un joc colectiv. Sezon încărcat pentru handbalul feminin, care poate explica și fluctuațiile de formă de la un joc la altul. Sezonul e încărcat și probabil că și fetele astea au ceva scuze atenuante, dar asta este viața. N-au, mai concret spus, n-am avut nici 24 de ore libere când am venit în cantonament aici, am jucat, acum plecăm repede acasă, pentru că de luni dimineață aceleași fete avem meci în Champions League. Deci este foarte greu, dar ce e frumos dacă n-ar fi greu? Așteptăm jocul Olchimului, dar și calificările din luna mai, care pot da multe răspunsuri despre viitorul național de handbal feminin a României. Se încurcă serios jocurile în seria vest a Ligii a doua la fotbal. Impasul în care se află Poli Timișoara, care probabil nu va primi licența pentru prima ligă, face ca bătălia pentru poziția a treia a clasamentului să devină tot mai disputată. Jocurile din etapa 18-a pot să aducă noi clarificări în partea superioară a clasamentului. Final de săptămână în care este programată o nouă etapă în Liga a doua la fotbal. Gazmetan Severin va întâlni sâmbătă în deplasare FC Bihor Oradea, echipă clasată pe poziția a 10-a a clasamentului. Jocuri interesante în această etapă, din care pare a se detașa partidele FC Argeș-Chindia Târgoviște, programat să se dispute vineri de la orele 18, dar și FC Oul FC Timișoara, în care gazdele vor încerca să încurce lidera la zi a seriei vest. În restul etapei se dispută jocurile. Jocul FC Bihor Oradea Gazmetan Severin se dispută sâmbătă cu începere de la orele 12:30. Sunt programate jocurile unei noi etape în Liga a patra la fotbal. O etapă interesantă din care se detașează jocul de la Vânjul Mare, acolo unde va evolua lidera la zi a Ligii a patra, echipa Minerul Mehedinți. În rest, va fi o rundă cu jocuri echilibrate, fără prea multe implicații în partea superioară a clasamentului. Și în Liga a patra, Suceava Județeană de Fotbal a programat pentru acest final de săptămână jocurile etapei a 23-a. Se detașează partida dintre Coop Vânjul Mare și Minerul Mehedinți, în care oaspeții vor încerca să câștige cele 3 puncte puse în joc pentru a se menține în fruntea clasamentului, mai ales că Pandurii Cerneți par a avea un joc relativ ușor pe teren propriu cu Dunărea Gruia. Să urmărim programul jocurilor din cadrul etapei a 23-a. În clasament înaintea acestei etape conduce Minerul Mehedinți cu 56 de puncte, urmată la 2 puncte de Pandurii Cerneți. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufo, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!